Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Lege și Ordine. În seara aceasta, alături de mine, în studio, se află domnul comisar șef Toma Dan, șef birou rutier la Poliția Municipiului Alba Iulia. Ca în fiecare seară de luni, domnul Constantin Gârjoabă, lider de sindicat. Bună seara! Le spunem bună seara și bine au venit! Bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație! V-am invitat cu un scop precis. Aș vrea ca în seara aceasta, întrucât se apropie manifestările de 1 decembrie, să discutăm despre circulația în municipiul Alba Iulia, pentru că o să fie o afluență foarte mare de mașini, de persoane, și știu că poliția s-a pregătit din timp, atât cu locuri de parcare, cu măsuri, ca să preîntâmpine evenimente nedorite, să preîntâmpine blocajele și altele. Cum se va desfășura circulația în municipiul Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 decembrie și premergător acestei date, pentru că măsurile, am înțeles, că încep mai din timp? Da, cu ocazia zilei de 1 decembrie, organizatorii se așteaptă la un număr foarte mare de participanți, undeva peste 100.000 de participanți din întreaga țară, cât și de peste hotare. Dar, așa cum spunea și noastră, premergător datei de 1 decembrie, avem foarte multe activități, respectiv o să începem chiar din data de 28 cu repetițiile, continuăm cu data de 29 și chiar în 30 se urmează să fie efectuate repetiții cu tehnica militară care efectiv o să defileze în ziua de 1 decembrie. Deci, pe această cale vreau să anunț locuitorii municipiului Alba Iulia că o să instituim restricții de circulație pe anumite sectoare de drum, motiv pentru care îi rugăm pe toți locuitorii municipiului să nu să dea dovadă de calm și să nu se enerveze sau, eu știu, să facă alte gesturi când întâlnesc un agent de poliție rutieră sau un echipaj. Da, trebuie să înțeleagă, să dea dovadă de solicitudine, să dea dovadă de sprijin pentru a ajuta, pentru că, până la urmă, e o onoare pentru municipiul Alba Iulia să fie capitala Marii Uniri. Repetițiile se desfășoară chiar pe sectorul pe care va avea loc Marea Paradă de la 1 decembrie, iar la repetiții vor participa toate efectivele care sunt angrenate chiar și în data de 1. Deci, sectoarele de drum pe care vor fi restricționat traficul este destul de mare și vor fi în special pe zona Cetate, Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Horia, Bulevardul Încoronării, cât și celelalte străzi adiacente care dau în aceste, se intersectează cu aceste bulevarde mari. Adică de la cimitir, pe înțelesul tuturor, că așa cunosc Alba Iulienii, până la pastilă, la... Exact. Intersecția cu bulevardul de urcă de la Unirea. Pe această perioadă va fi restricționat inclusiv transportul public, pentru că tehnica militară și efectivele care vor patrula se întind pe tot sectorul de drum, motiv pentru care nu mai există posibilitatea să circule nici transportul public în comun. Văd că ați pregătit și ați venit în studio și cu o hartă pe care să ne exemplificați traseele mijloacelor de transport în comun? Împreună cu organizator, respectiv Primăria Municipiului Alba Iulia, de aproximativ o lună de zile, lucrăm la o zonificare a municipiului și am realizat, după cum se vede și pe ecran, împărțirea municipiului în 5 zone. Această împărțire am făcut-o în scopul fluidizării și descongestionării traficului în zona centrală, motiv pentru care am scos în afara ariei municipiului toate locurile, majoritatea locurilor de parcare. Și avem 5 zone colorate în fiecare altă culoare. Avem zona roșie, zona cuprinsă între Sântimbu Fabrică și intrarea municipiului Alba Iulia, de zona de drumul național 1. Cu zona albă avem zona Ciuguț, Sântimbru, zona industrială. Zona galbenă este zona DN1 Sebeș la Încrăm, zona Pâclișa cu gri, iar zona albastră este zona Micești.
Pe fiecare sector de drum au fost identificate locuri de parcare în incinta unor societăți comerciale și instituții de stat, iar pe aceste sectoare Serviciul de Transport Public va realiza trasee regulate de călători care vor circula din 15 în 15 minute și colectează toți participanții care, bineînțeles, în data de 1 vor fi opriți și vor fi nevoiți să parcheze în aceste parcări amenajate. Toată area pe care o vedeți dumneavoastră va fi închis, avem un sector, dacă pot să arăt un pic mai... Nu pot așa? Pot? Da. Avem o zonă mai... un inel central, dacă se vede un inel mic, pe care traficul este restricționat în totalitate. Se permite doar transportul ambulanțe și pompieri. Deci intervin doar instituții. În restul doar pietonal. Trafic pietonal. Și mai avem un inel mare pe care se permite transportul public și taximetre, pe care, de asemenea, pe anumite perioade de timp vor fi restricționate în totalitate. Vă spuneam că restricțiile vor începe chiar din 28-29, când se fac repetițiile. În data de 30 deja o să avem planificate mai multe activități, începând de la ora 9:30 în zona centrală cu depuneri de coloane, deci toate depuneri de coloane care erau se desfășurau în data de 1 decembrie. Acum se vor desfășura în data de 30 noiembrie și manifestările vor avea loc în zona centrală. Pe toată această perioadă, bineînțeles că traficul este restricționat și în zona centrală, după care o să urmeze repetiția din 30 și astfel că pe toată durata zilei de 30 vor fi restricții pe raza municipiului. Dacă valorile de trafic, pentru că majoritatea participanților și-au luat cazare și o să vină în municipiul Alba Iulia, și valorile de trafic o să înregistreze valori foarte ridicate, ducând la blocaje rutiere, în special pe bulevardele mari, o să instituim restricții de circulație în totalitate, începând cu data de 30. Acum, în funcție de ora, am luat în calcul ora 14, ora 16, dar o să anunțăm cetățenii din timp. Bineînțeles că cetățenii municipiului Alba Iulia care pleacă sau se întorc de la serviciu, nu e nicio problemă pentru că lor li se permite accesul să intre în municipiu. Ceilalți participanți, în special la Marea Sărbătoare, vor fi nevoiți să parcheze în locurile în care le-am prevăzut pe hartă. Aproximativ câte locuri de parcare sunt pregătite? În prezent avem pregătite 9.000 de locuri de parcare. Să sperăm că ajung, dar avem posibilitatea să le mai suplimentăm cu vreo 2.000, dar asta înseamnă să blocăm circulația pe anumite sectoare de drum, respectiv banda 1 de circulație, intrarea în municipiu, dinspre Cluj, intrarea dinspre Sebeș. Dar noi sperăm să ne încadrăm la aceste 9.000 de locuri de parcare câte am prevăzut. Datorită amplorii acestor manifestații, ce efective sunt pregătite pentru a acționa din partea poliției rutiere? Cu ocazia repetițiilor care se desfășoară în 28-29, folosim doar efectivele proprii, iar în data de 1 decembrie, când este vârful cel mai mare de cetățeni și de populație, avem prevăzut 550 de polițiști, din care 140 vor fi din afara județului, deci provin din alte inspectorate de poliție județene. Cred că învecinate sau în funcție de activitățile care le au și ei. Da, da, care vin în sprijinul dumneavoastră, întrucât fiind o afluență foarte mare. Data de 1 este apogeul, de fapt, și o să începem chiar de dimineață, de la ora 7, cred că o să se instituie restricțiile totale de circulație pe raza municipiului, pentru că vă spuneam că valorile de trafic sunt foarte mari și efectiv se creează blocaje care nu ne ajută nici pe noi și o să mai fie și celelalte activități care se desfășoară, o să fie coloane oficiale și atunci nu putem permite să intre toată lumea în preaza municipiului. Știu că cu această ocazie poliția lucrează și cu un număr însemnat de voluntari și cred că ar fi bine ca cetățenii noștri să știe unde îi pot găsi pe acești voluntari
și ce trebuie să le spună voluntarii și cetățenii să asculte de aceștia. V-aș ruga să ne spuneți noastră ce atribuții au acești voluntari și ar fi bine să ascultăm de ei. Da, deci pe lângă polițiștii care o să fie pe arterele principale de circulație, iar în zonele care vi le-am arătat cu locurile de parcare, o să avem în jur de 300-330 de voluntari care în special au obligația să realizeze circulația în interiorul parcărilor și precum și să dea informații cu privire la parcarea și la zona în care este parcată mașina respectivă. Vor înmâna conducătorului auto o hartă pe care este tipărită harta municipiului cu programul dedicat sărbătorilor, precum și parcarea numărul, locul identificarea locului efectiv unde este mașina lui. De exemplu, parcarea 10, loc culoarea roșie. Și atunci, în momentul în care arată la conducătorul de autobuz sau la celălalt voluntar care se află în autobuz și poate să dea relații despre, este pregătit de fapt să dea relații despre zonele de parcare, o să indice locul sau stația în care poate să coboare ca să ajungă cât mai repede la... Să-și găsească autoturismul. Ca să-și găsească autoturismul, da. Da, văd că sunteți foarte bine organizat, v-ați gândit la toate. Să mai spunem că conducătorii auto ar trebui să respecte indicațiile acestor voluntari pentru că să poată să se desfășoare acțiunea așa cum a fost programată. Acești voluntari sunt pur ca să-i ajute, nu să-i încurce. Sunt pentru ajutor. Nu... Da, fiecare parcare va avea 1-2 voluntari care sunt coordonați la nivel de zonă de către un lider al lor. Bineînțeles, cu sprijinul nostru o să avem o colaborare foarte strânsă cu ei, astfel încât în momentul în care am umplut o parcare să trecem în următoarea parcare. Deci să se înțeleagă că acești voluntari vor lucra sub stricta coordonare a polițiștilor. Ei nu vor lucra de capul lor, vor executa ceea ce li se comunică. Exact. Și de aceea îi rugăm pe cetățeni să asculte de ei, pentru că și pe ei îi coordonează cineva ca să meargă lucrurile bine. Da, e foarte adevărat, pentru că altfel se ajunge la blocaj. Atunci când o parcare e plină, imediat se trece la următoarea și... Chiar și pe mijloacele de transport care vor opera, în special în data de întâi, pe fiecare mijloc este prevăzut un voluntar care anunță din când în când. Am ajuns în stația nouă, culoarea roșie sau în funcție de zonele în care se află, să știe cetățenii unde să coboare ca să ajungă cât mai repede la autoturismul parcat. Ce ar trebui să facă conducătorul auto care își parchează mașina într-o autoturismul într-o parcare amenajată pentru această sărbătoare? În primul rând îi sfătuim să nu-și lase în parcări bunuri de valoare la vedere, în special aparatură electronică, telefoane mobile, laptopuri sau genți care, eu știu, ar da idei altor persoane, pentru că, bineînțeles că la această sărbătoare participă și alte categorii de oameni care abia apucă să își tragă pornoasele. Oricum, vă spuneam că noi am dislocat foarte multă poliție, undeva la 550 de polițiști vor intra pe cele trei schimburi, plus efectivele din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, care efectiv... Poliția locală, jandarmeria. Asigură, poliția locală, mai sunt jandarmeria, dar efectivele Poliției Municipiului vor asigura efectiv evenimentele. Deci toată activitatea de dirijare și tot ce înseamnă fluidizare vor fi asigurate de colegii din teritoriu și din celelalte județe. Cu privire la alte manifestări, avem premergător, vă spuneam, activități de 1 decembrie, foarte multe marșuri dedicate, foarte multe concursuri, care, bineînțeles că pe anumite perioade scurte de timp, din timpul zilei, o să instituim restricții de circulație, dar o să le aducem la cunoștință locuitorilor în perioada imediat următoare. Programul poți să-l vizioneze pe site-ul primăriei sau pe... Este un site special
realizat de către primărie Ziua Națională.ro și acolo găsesc foarte multe date și informații cu privire la program și la aceste harta electronică cu locurile de parcare și cu trasele de autobuze. Am văzut în marile orașe se obișnuiește atunci când se parchează mașina, conducătorul auto lasă un bilețel în geam cu un număr de telefon. Da. Pentru că în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, ceva neprevăzut, să poată fi anunțat. Având în vedere că mașinile o să fie parcate din 30, deci pe perioadă lungă de timp, o să fiecare conducător auto să primească un tichet din ăsta mic pe care o să-și treacă numele, prenumele și numărul de telefon în cazul, Doamne ferește, un incendiu sau alte evenimente care nedorite care ar putea avea loc, să poată să fie anunțat în timp util. Da, deci este foarte bine, pentru că toți ne dorim că această sărbătoare să desfășoare în liniște și fără evenimente. Da, și asta rugăm participanții care o să vină din celelalte colțuri ale țării, să înțeleagă că nu pot efectiv să ajungă toți cu mașina în municipiu sau la locul de desfășurare, pentru că străzile sunt foarte înguste, sunt pline de autoturismele cetățenilor din municipiul Alba Iulia, avem în jur la 35.000 de mașini matriculate pe raza municipiului Alba Iulia și efectiv locuri de parcare avem undeva la 16.000. Deci vă dați seama că două mașini au un loc de parcare atribuit în municipiul Alba Iulia. Deci, efectiv, nu au unde să mai oprească. Mai ales că celelalte bulevarde mari, alea trebuie să fie libere pentru activitățile care se desfășoară. Bineînțeles, de asta trebuie să știe că nu pot să ajungă în centru 10.000 de mașini sau 15.000 pentru că ar fi paralizat totul atunci. Tot orașul, deci efectiv nu mai pot să circule. De asta e important ca toți cei care intenționează să respecte indicațiile, să parcheze în locurile amenajate, să circule cu mijloacele de transport în comun, exact. Deoarece distanța nu e așa mare. De la locurile de parcare, maxim 10-15 minute, ajung la cel mai apropiat punct care pot să, unde debarcă și ajung după aia la locurile de desfășurare. Punctul de efectiv de debarcare este la intersecția străzilor Calea Moților cu Bulevardul Horea. Deci e foarte aproape de locul de desfășurare a manifestărilor. Întrucât o să fie foarte, foarte multă lume, foarte mulți cetățeni care doresc să participe, ce trebuie să știe pietonii referitor la deplasarea pe timpul manifestației, după manifestație? Păi, în primul rând, ca și pieton, ar trebui să respecte toate normele rutiere în ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Bineînțeles că vă spuneam că acel inel central va fi închis în totalitate, deci va fi deschis doar circulației pietonale, deci nu vor exista autovehicule care să circule pe străzile respective, dar îi sfătuim de asemenea să aibă foarte mare grijă la bunurile pe care le au, telefoane, genți sau alte obiecte care ar interesa celelalte persoane rău intenționate care participă la această manifestare. De asemenea, să nu lase copiii nesupravegheați, vă dați seama că este o mare de lume, efectiv, care va circula în cetate și este foarte ușor ca să-l pierzi în acea mulțime de oameni un copil, lăsat nesupravegheat. Și aș mai zice eu, pe timpul deplasării coloanelor militare, să nu pătrundă în carosabil, pentru că autospecialele și toate mașinile militare ocupă tot spațiul și există pericolul de accident. Foarte mulți curioși vin, se împing cât mai mult în față și asta vă spun din experiența anilor trecuți când am participat, eram participant. Se împing și intră în carosabil. Îngustează drumul de deplasare al coloanei și există pericolul accidentelor. Din câte am înțeles de la ședințele organizate la nivelul primăriei, colegii de la jandarmerie o să aducă niște garduri metalice pe anumite sectoare de drum. Bineînțeles că nu o să poată să-și monteze peste tot, pentru că sectorul pe care se va întinde masa de oameni este foarte mare și atunci
cred că nu o să aibă atâtea garduri suficiente pentru blocarea lor, dar pe majoritatea distanțelor să fie garduri metalice care se protejeze și să nu ajungă pe partea carosabilă, că exact cum spunea colegul, ajung în zona autospecialelor care... Problemele apar după ce se trece de Hotel Cetate către intersecția cu Calea Moțenilor. Deja atunci coloana circulă mai repede ca să scoată din mulțime mașinile și oamenii și curioșii se împing și atunci este pericolul mai mare, că pe de la liceul HCC până la Hotel Cetate întotdeauna este liniște, acolo sunt toate oficialitățile. După aceea, curioșii, ar fi păcat să se întâmple un accident chiar în momentul în care vrem să sărbătorim ceva. Aș dori, dacă se poate, să mai revenim puțin la hartă, să ne exemplificați și traseele autobuzelor. Și dacă știți ceva și de frecvența cu care o să circule. Deci vă spuneam că avem 5 zone mari cu locurile de parcare, iar trasele de autobuze sunt marcate cu culoarea albastră pentru zona roșie. Aici avem pentru zona Lancrăm, zona Ciugud, zona Micești și zona Pâclișa. Pe toate aceste sectoare de drum avem și parcări destinate autobuzelor, pentru că în data de întâi vor veni majoritatea organizați cu autobuze și autocare, iar acestea vor ajunge cât mai aproape de locul de desfășurare. Respectiv, în zona stadionului Cetate avem două locuri în care vor parca autobuzele. În zona autogării, deci este, avem fosta Autotrans, baza Autotrans, unde parchează. În zona Anghel Salini, este un domeniu iară care aparține primăriei și pe care putem să parcăm acolo. Foarte multe autocare. Și în zona Cetății, pe strada Cetății și pe strada Crișan. Bineînțeles că toți călătorii din autobuze vor fi preluați de către mijloacele de transport public în comun și duși către locurile de destinație. Dar majoritatea, vă spuneam că poți să ajungă în 10-15 minute pe jos, chiar în zona Cetății Alba Carolina, pentru că nu este foarte departe de locul de parcare. Probabil că vor fi autocare care vor ajunge cât mai aproape de zona Cetate și atunci vom avea și cârcotași care vor face gălăgie că de ce acelea merg. Din cunoștințele pe care le am, acele autocare sunt cele care vin cu artiștii, cu... Da, deci cele și exact nu poți să-l oprești pe... Cele destinate care transportă efectiv ansamblele folclorice și cei care participă la Parada Portului Popular vor fi mai aproape parcate posibil în zona HCC și în zona Unității pe Militare pe Macului. Și atunci vor ajunge cât mai repede, pentru că, exact cum spuneați, nu putem să ducem până la Hotel Cetate ca să vină cu toate instrumentele muzicale și cu tot ce au până în zona Cetății Alba Carolina. Unde, bineînțeles că organizatorul a prevăzut o scenă principală în piața Cetății și încă 4 scene secundare în șanțurile Cetății, unde participanții pot să urmărească mai multe spectacole care se derulează în acel moment. Deci sunteți pregătiți. Din punct de vedere al poliției, da, suntem pregătiți. Am luat măsuri, vă spuneam că în urmă cu o lună de zile deja tot facem tot felul de activități premergătoare și stabilim astfel încât manifestarea de 1 decembrie să se desfășoare fără evenimente. Da, este bine ca cetățenii să fie și ei pregătiți din timp, este bine să aibă, să fie înarmați cu răbdare, pentru că fiind foarte mulți cetățeni care doresc să participe, nu o să poată atunci când vine să-și găsească un loc de parcare central, să ajungă în 2 minute, în 5 minute,
așa cum dorește fiecare, să respecte indicație, să respecte programul și ceea ce li se înmânează de către voluntari. Eu cred că cel mai ușor e când te apropii de oraș, să-ți lași mașina undeva liniștit și să vii cu un autobuz și atunci scapi de toate grijile, de toată înghesuiala, nu riști să-ți găsești mașina lovită fiind undeva în afara părții aglomerate, nu riști să nu mai găsești fiind din altă localitate pentru că vii în oraș printre lume, nu mai știi pe unde ai lăsat-o. Și la fel, la plecare e foarte ușor să te deplasezi către zona unde ți-a lăsat-o și să te deplasezi către casă. Da, mai ales așa cum spunea domnul comisar șef, o să primească din partea voluntarilor o hartă a municipiului și în care îi marcat locul unde îi se află autoturismul, ca să fie foarte ușor de găsit. Asta e mai ușor pentru cel care cunoaște. Câtă lume credeți că știe să orienteze pe o hartă și mai ales într-un oraș unde n-ai fost niciodată. Da, e valabil asta pentru se descurcă foarte ușor cei care sunt din zonă, din județul Alba. Dar când vin vecinii din alte județe, greu. Nu cred că e o problemă, întrucât spunea domn comisar că fiecare au mijloc de transport în comun, autobuz, o să fie un voluntar care informează. Dar să vii și să lași mașina fără să respecti ceea ce ți se spune de voluntar, să nu respecti parcarea, să te duci să oprești unde te lasă capul, e foarte greu să mai găsești. Atunci o faci pe riscul tău. Dar la asta mă referam. Respecti toate cele care au fost prevăzute și pe care domnul comisar șef le-a dacă respecte indicațiile primite de la polițiști, foarte ușor să cu siguranță nu vor fi probleme. Nici în anii trecuți n-au fost. Bineînțeles, ne așteptăm ca acest an să fie ceva mai de amploare. Bineînțeles, vine și președintele țării. Curiozitatea faptului că se deschide parcul, apare un nou monument, Monumentul Unirii, deci să vin oamenii la focul de artificii, nu știu la ce oră este, oricum va fi seara, deci vă dați seama, se aglomerează foarte tare. Depinde și de ce vreme va fi afară. Oricum am înțeles că de mult timp în Alba Iulia nu mai sunt locuri de cazare, ba chiar am văzut ceva știri prin care sumele pretinse erau niște sume exorbitante pentru închirierea unui apartament sau unui loc de unde să poată urmări manifestațiile cu această ocazie. Ne bucurăm că există atâta interes și mă bucur că noi suntem acolo unde s-a făcut unirea. E normal să fie un interes, e normal ca în țara noastră să mai fie și oameni care gândesc la această țară, să fie patrioți, nu doar... În zona Ardealului sunt patrioți. Și sunt mulți. Da. Vreau să mai rog pe această cale cetățenii municipiului să înțeleagă că în data de 30 și în special în data de 1 să limiteze călătorile cu mijloacele de transport proprii, pentru că efectiv orașul va fi blocat și nu au nicio șansă să, chiar dacă au șansă să iasă, înapoi este foarte greu să mai revină. Dar în data de 1, vă spuneam că traficul va fi chiar în totalitate oprit. Bineînțeles că nu o să fim absurzi. Cei care pleacă la servici sau se întorc o să ajungă acasă, pentru că este normal. Merg la serviciu în zonele... Dar vor ajunge pe traseele stabilite. Bineînțeles, da, pe care își doresc. Nu știu pe unde își doresc, da, exact, pe trasele stabilite de noi și s-ar putea ca în anumite momente ale zilei să nu ajungă chiar până acasă cu mașina, pentru că pe sectoarele respective pot să fie la acea oră manifestări. Să fie restricții și nu o să mai poată folosi același traseu pe care îl folosesc toată ziua. Trebuie să se gândească că la orice moment din zi și din noapte trebuie să avem cel puțin un traseu liber pentru, Doamne ferește, salvare și pompieri. Deci nu putem bloca, să lăsăm mașină unde vrem noi, că n-am mai putut merge mai departe. Trebuie să creăm acel culoar care să meargă oricând salvarea unde este necesar și pompierii la fel. Bine ar fi să n-avem nevoie. Oricum, afluența o să fie foarte mare, o să vină foarte mulți. Vă dați seama dacă toate locurile de cazare sunt ocupate de câtva timp în urmă. Cei care vin din alte părți și se cazează,
majoritatea vin cu autoturisme proprii. Este adevărat, dar... Ei trebuie să înțeleagă că, efectiv, orașul nu poate să preia asemenea număr mare de autovehicule și pentru acest lucru noi luăm aceste măsuri de restricție. Nu că nu vrem noi să lăsăm să intre cu mașina în orașul Alba Iulia sau... Nu chiar există spațiu acestea. Fizic. Deci nu există spațiu fizic, deci nu poate să preia străzile din municipiu. Sunt niște străzi înguste, motiv pentru care ați văzut că pe majoritate am făcut se desfășoară circulația în sens unic, chiar pentru a evita aceste blocaje rutiere. Și atunci arterele rutiere din municipiu nu pot să mai preia și miile de mașini care o să ajungă la această sărbătoare. Da, și așa cum spunea și dumneavoastră, cei care vin dinspre Sibiu, Sebeș, cei care vin dinspre Cluj-Napoca, trasee fac aproximativ 15-20 de minute până în zona centrală. Exact. Se circulă pe Păclâșa Vinț? Este restricționat. Încă e restricționat. Pentru că drumul județean 107A, care face legătura între municipiul Alba Iulia și Vințul de Jos, a fost reabilitat. Iar o parte din traficul rutier care se desfășura în mod normal pe drumul național 1 s-a mutat pe acest sector de drum. Și atunci am luat măsura restricționării pentru că erau valori foarte mari de trafic pe acest sector de drum, iar locurile de parcare sunt foarte reduse în sectorul, în zona 5 Păclișa. Și atunci o să-l redirecționeze către drumul național 1, în zona Lancrăm și Ciugut, unde numărul locurilor este, de parcare este foarte mare. Deci asta e bine de știut pentru cei care cunoșteau acea scurtătură, că... În data de întâi nu pot folosi chiar deloc. Nu pot folosi. Chiar deloc. Intră și se întorc înapoi și au pierdut din timp. Nu vor fi lăsați să intre. Nu, deci intră în Vințul ca să... Da, intră în Vințul de Jos, după care se întorc înapoi și vor fi întorși ca să nu... Pentru că nu se poate. Deci ar trebui să știe că nu se poate folosi drumul de la Păclișa la Vință. Asta pentru cei care vin din... Din Hunedoara în special. Din Hunedoara special, din partea... Comunele știi, care, Deva, pe da, comunele care sunt aici aproape și foloseau această scurtătură pentru a da, era câștiga o ceva timp. De a ajunge în cetate. Da. Chiar dacă se oprea undeva către Păclișa. Și în plus, sectoarele de drum care se intersectează cu drumul județean, respectiv strada Alelelor și Bulevardul Coronării, sunt sectoare de drum închise. În 1 decembrie chiar de tot. Deci... Chiar dacă scapă cumva vreunul, tot nu va avea șansă să intre. O să fie direcționat către parcările care sunt prevăzute în zona respectivă. Deci așadar o să trebuiască până la urmă să se respecte toate indicațiile și tot pentru a nu ajunge. Este obligatoriu să respecti ceea ce spune polițistul. Trebuie să știm unde mergem și de ce mergem. Și în primul rând trebuie să respectăm, pentru că nimeni nu stă de dragul de a sta în drum să spună unde să mergi și ce să faci. Da, pentru că trebuie să înțelegem importanța acestei sărbători și să îi dăm caracterul festiv de care are atâta nevoie. Caracterul festiv al sărbătorii, dar și respectul pentru polițistul care stă în drum să ne indice locul unde trebuie să mergem. Așa cum spunea și domnul comisar șef, nu e ușor, toate efectivele sunt mobilizate, vin în sprijin și polițiști din județele vecine, deci și pentru poliție e un efort extraordinar. Știm cu toții că personalul, adică domnul Gârjoabă știe mai bine decât noi, calitate de sindicalist, că personalul îi așa este redus. Avem mulți polițiști foarte tineri, veniți de pe băncile școlii, n-au experiență. Chiar rugăm cetățenii pe această cale să fie îngăduitori cu ei și să nu le vorbească urât. Sunt unii care nu sunt din oraș. Îl întreb ceva, o să-ți răspundă frumos că nu cunoaște și te îndrumă la alt coleg. Nu trebuie să-i vorbești urât că nu cunoaște. Îți veniți de 2-3 săptămâni, de o lună de zile, n-au de unde să cunoască. Da, și vă spuneam că 140 vin din alte județe, vă dați seama. Plus 140 din alte județe, vă dați seama. Nu cunosc. Normal că omul îți va spune, eu nu sunt de aici din zonă, vă rog, mergeți la colegul sau... Nu trebuie să ne supărăm pentru chestia asta.
Da, sperăm că o să fie în așa fel echipele și programate încât să poată până la urmă să dea îndrumările și indicațiile necesare ca să cu siguranță vor fi probleme. Oameni la locul potrivit și locul potrivit. La momentul potrivit și locul potrivit. Da. Vreau să vă mai spun în legătură cu zonele astea de parcare care le-am prevăzut că fiecare zonă care am făcut-o noi pe această hartă va avea un ofițer coordonator, deci ofițerul va răspunde de întreaga activitate care se desfășoară în zonele de parcare și el va coordona toate efectivele care sunt dispuse pe sectorul respectiv de drum, dar și în anumite locuri de parcare care sunt prevăzute. Deci inclusiv pe voluntarii din locurile respective. Inclusiv voluntarii care acționează în zona parcărilor vor fi coordonate de către un ofițer, bineînțeles cu experiență, din cadrul inspectoratului nostru de poliție, care cunoaște zona și care poate chiar să ia decizii cu privire la accesul sau unor autoturisme sau nu în zona respectivă. Da, pentru că tot timpul o să se întâmple așa. Bineînțeles că o să fie presiuni și o să spunea fie și domnul Gârșoapă, la asta vreau să mă refer acum, anumite presiuni din partea unora altora, pentru că sunt cei care au acces, presa, alte autoturisme. O să avem coloane oficiale. O să spună, ca de obicei, polițistului, pe ăla de cel las și pe mine nu. Da. Și eu vreau să ajung tot acolo unde merge și cel din fața mea, sau cel care a trecut înainte. De asemenea, o să avem iarăși culoarele stabilite pentru deplasarea coloanelor oficiale, care iarăși vor trebui să fie libere și atunci uneori se mai suprapun cu anumite activități. Pe sectoarele astea de drum pe care noi le-am prevăzut, vom avea și echipaje mobile care vor acționa și care, în cazul producerii unui eveniment, vor lua măsurile necesare pentru soluționarea în termenul cel mai scump, ca să nu-i mai ducem la sediile de poliție și să îi ținem pe acolo. La fața locului se întocmesc documente, bineînțeles că vor fi și evenimente rutiere, că, bineînțeles, minore, nu majore, dar sunt inevitabile. Pentru că vă spuneam că fluxul va fi foarte mare de mașini și atunci mai dă unul cu spatele, mai dă unul cu fața și... Da, și pentru cei care lucrează sub acoperire. Ne referim la băieții Bineînțeles, așa să știe că printre civili sunt și polițiști și chiar nu sunt de capul lor acolo între oameni, cu atacul la buzunare să fie mai reținuți, pentru că nu sunt singuri. Sunt polițiști și civili, sunt... Majoritatea parcărilor pe care noi le-am prevăzut sunt prevăzute fie cu pază umană, fie cu sistem de supraveghere. Deci majoritatea au și sisteme de bază, pe lângă voluntarii care vor asigura baza pe aceste sectoare. Da, și sistem de supraveghere video. Unde nu există, avem voluntari și atunci acolo suplimentăm numărul de voluntari, astfel încât parcarea să fie în permanență în grijă cuiva. Referitor la momentul când circulă avioanele și elicopterele, priveam la niște imagini în care se spunea că îi roagă pe acei deținători de drone să nu încerce să ridice în acele momente dronele pentru a nu crea probleme. Poate sunt și din astea mai performante care ajung la o anumită înălțime și... Da, am văzut în ultimul timp, au apărut din ce în ce mai performante, ba chiar au fost folosite la transportul de țigări, țigărilor peste graniță și la alte. Ar fi păcat acțiuni. Să încercăm un act de bravură și să coborăm un elicopter care știe foarte ușor la o adică să... M-aș referi puțin și la materiale pirotehnice, acum nu e chiar în domeniul meu, dar vreau să-i rog pe participanți să nu folosească, bineînțeles că o să fie vânzători de chilipiruri și de petarde și alte fumigene, dar folosirea neautorizată acestora constituie infracțiune și ar fi păcat să pleci de la... Tot așa, dintr-o bravură, să te trezești cu un dosar penal pentru o simplă petardă sau o simplă fumigenă. Pentru că, așa cum spunea colegul, vor fi mulți polițiști și în civil care... Asta este linia lor de muncă și cu asta se ocupă. Și bineînțeles că vor fi angrenați
în aceste perioade, toți. Da, e foarte important să știi acest lucru, pentru că, așa cum am discutat și cu într-o emisiune anterioară și cu domnul comandant al jandarmeriei, vor fi și efectivele de jandarmi angrenate în totalitate cu această ocazie pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru restabilirea acesteia acolo unde va fi cazul, sperăm să nu fie, să nu avem nevoie de restabilire. Da, ne spuneați că și lor primesc din alte județe și în special de la Târgu Mureș Brigada de Ordine Publică. Primesc întărire, așa că la cei care v-ați referit înainte, ar fi bine să dea importanța să vină acestei sărbători, să se bucure, da. Exact. Cu furatul pentru altă dată. Pentru că strică și ziua lor și strică ziua altora. Da, deci aș dori câteva cuvinte dacă ne mai spuneți, dacă în caz de evenimente, deci sunt, ne-ați spus înainte, câteva echipaje mobile care asigură și acolo unde este necesar să deplasează la fața locului și asigură întocmirea documentelor dacă este cazul. Sperăm să fie aceste incidente cât mai reduse, să nu fie necesar. Exact, deci vă spuneam că pe lângă efectivele care sunt angrenate efectiv în activitatea de fluidizare și de menținere ordinii publice, mai sunt aceste efective de poliție care asigură evenimentele, adică intervenția cât mai rapidă la evenimente, pentru că nu poți să iei un echipaj de poliție sau un polițist care are o anumită atribuție de dirijare, de fluidizare, să-l trimiți să soluționeze o tamponare sau un eveniment rutier cu victime. Și atunci au fost prevăzute inclusiv aceste echipaje mobile, care sunt structurate pe aceste zone de parcări și artere de circulație, mai intens circulate din punct de vedere al circulației autovehiculelor, și atunci ei sunt capabili să intervină într-un timp foarte scurt la locul evenimentului și să ia măsurile. Același lucru se întâmplă și pe ordine publică, deși acolo vor da, fi și pe ordine publică și care o să intervină la apel, bineînțeles că o să fie nu scandaluri. Nu înseamnă că nu răspunde nimeni la 112. Deci, cu siguranță vor merge ca și când ar fi o zi normală, adică foarte punctual și rapid. Am lăsat către sfârșitul emisiunii și partea referitoare la sancționarea celor care greșesc. La respectarea legii. Care greșesc și încalcă legea. Și aș vrea să spun că care o fac în mod intenționat și cu rea credință, să nu creadă că dacă îi o sărbătoare atât de importantă, pot scăpa de rigorile legii. Deci aceste echipaje au și atribuția de a sancționa. Bineînțeles că asta e rolul nostru până la urmă. Să menține ordinea și nu poți menține ceva fără să te impui cumva. Pentru că am văzut și întotdeauna am subliniat că rolul polițistului este și acela de a sprijini sau acesta este cel mai important, de a sprijini, de a ajuta populația tot, dar acolo unde se greșește și mai ales acolo unde se greșește intenționat, e rolul de a sancționa și de a restabili situația dacă normală. Dacă există intenție, nu mai există greșeală. Părerea mea, că ei tot vin și spun am greșit. Păi ai greșit atâta vreme cât timp un polițist ți-a făcut niște dat niște indicații și n-ai vrut să le respecti. Nu mai e greșeală. Atunci nu mai e greșeală, pentru că nu deci, mai e voință să respecti indicațiile respective. Deci de asta spun și rog frumos pe cetățenii noștri să respecte cuvântul polițistului și să respecte pe el ca om. În primul rând este om și provine dintre noi, dintre cetățeni. Și el are familie și el e om. Pentru cei care parchează sau își lasă mașinile intenționate exact pe culoarele de desfășurarea manifestărilor, la măsura ridicării și, bineînțeles, că ar fi păcat să precede la o sărbătoare cu minus am înțeles câteva minus sute 800 de lei. Cu amenda plătită, da, ajungi undeva la 800 de lei și ar fi păcat să în loc să mânce 2-3 mici, să plătească 800 de lei ca să-și ocupeze mașina. Pentru că ai vrut să ajungi cât mai aproape de zona de desfășurare a activităților. Consumul de alcool, să aibă grijă la el pe străzi. Pentru că sunt zone speciale unde pot să bea o bere sau acolo unde sunt organizate, cred că în șanțurile cetății, ori când merg către casă ar fi bine să renunțe la acest sport. Mai ales șoferii.
Deci, mai ales la volan. Nici, nu, șoferul, n-are voie. Nu, deci nu, că ei vor spune, n-a băut la volan, n-a băut înainte. Da. Știți cum zic ei, avem experiența. Deci câtă vreme vrei să conduci, nu trebuie să te gândești că ai putea să bei un gram de alcool. Da, deci trebuie să știe toți conducătorii auto, toți participanții, că atât poliția, cât și jandarmeria, cât și celelalte forțe de menținere a ordinii și siguranței publice sunt la datorie, sunt prezenți și o să pentru facă, binele cetățeanului, până la urmă. O să-și facă treaba, bineînțeles, pentru că această stare de normalitate ne-o dorim cu toții. Ca să fie o stare de normalitate, totul să se desfășoare în liniște, așa cum îi stabili dinainte, să nu fie acte și alte gesturi care ar putea împiedica desfășurarea normală. Pentru că am văzut de multe ori, chiar mai înainte am citit o știre și am discutat cu domnul Gârjoabă, în calitate de sindicalist, sunt mulți care, în momentul în care ajung de ocupă o funcție, deja li se pare că puterea acelei funcții poate fi transferată în toate domeniile. Aici vreau să mă refer la un caz al unui domn procuror din Slobozia, un caz șocant pentru mine, chiar nu citeam și nu-mi venea să cred, da, aș vrea care să... în momentul în care a fost sancționat de polițiști s-a gândit că după ar trebui să sancționeze. Aș vrea să se înțeleagă, pentru că am mai subliniat în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori și domnul Gârjoabă știe că toată lumea trebuie să respecte legea, de la întâiul cetățean al țării, să spunem, până la cel din urmă. Nimeni nu-i mai presus de lege, iar atunci când legea e respectată, atunci avem acea siguranță și acea stare de normalitate pe care cu toții ne-o dorim și cu toții o cerem. Toți spunem, așa cum ziceam de multe ori, vrem o țară ca afară. Oare aș fi curios dacă în altă țară un procuror ar putea cere așa ceva. Afară. Păi și noi ar trebui să ne purtăm în consecință. Știu despre ce este vorba. Aș vrea să spun pe această cale că acest procuror, sau vreau să cred că ar fi unicat în România, pentru că este efectiv o rușine pentru colegii lui Bănuiesc. Nu cred că există alt procuror care s-ar fi gândit să amendeze pe cineva pentru că el n-a respectat legea. Și aici nu am o problemă cu cel care n-a respectat legea, am o problemă cu ministrul nostru de interne, care n-a binevoit, sau măcar șeful Poliției Române, să iese pe la o televiziune și să spună că ceea ce polițiștii noștri au făcut n-a făcut decât să respecte legea, n-au făcut decât să oprească un autoturism care a trecut pe lângă radar cu viteza peste limita legală și la controlul efectuat s-a constatat că n-avea nici ITP-ul valabil. Faptul că era condus de un procuror nu este prevăzut în lege că el are dreptul să încarce oricând legea și în orice condiții. Nu cred că era condus de un procuror, cred că era condus de un conducător auto. În primul rând, conducător auto. Deci, ca atare, faptul că polițiștii noștri au aplicat legea, nu pot decât să-i felicit. Nu înțeleg de ce din partea Ministerului Afacerilor Interne nu a ieșit nimeni să spună acest lucru, să arate populației că ceea ce s-a întâmplat la fața locului a fost un lucru normal și de bun simț. Și că cel fără bun simț a fost acel procuror care la câteva vreme s-a gândit că ar fi bine să amendeze fiecare polițist cu câte 5.000 de lei. Considerând el că n-a mai ajuns la timp să lucreze într-un dosar care oricum nu lucrează nimic până atunci și era foarte vechi. Mai mult se simte supărat de faptul că polițiștii n-au vrut să-l transporte la serviciu cu mașina poliției. Păi dacă îl mai și duceau cu mașina poliției, spunea că lipsire de libertate. Da, dar pentru faptul că nu a respectat viteza și pentru faptul că nu și-a făcut ITP-ul, nu consideră că a greșit. Deci are o explicație în hotărârea pe care o dat-o halucinantă. O să facem în așa fel să ajungă cât mai publică posibil în România să citească tot românul. Vă dați seama dacă un procuror vine și face așa ceva, un cetățean de rând și care mai e și certa cu legea câte unul dintre ei, ce să mai spună? Când vede exemplu. Când primește un asemenea exemplu.
Gândiți-vă ce, în ce situație spuse acei polițiști. Și nimeni nu-i apără. Eu aș dori să-i felicit pe acei polițiști. Am făcut-o. Și doresc să cred că acești polițiști eu vreau nu să sunt cred că singurii. Vor fi mult mai mulți de acum doresc să cred că toți cei care sunt puși în, să aplice legea, polițiști, jandarmi, indiferent, să ia aceleași măsuri pentru să lucreze cu aceeași unitate de măsură pentru toți cetățenii, nu... Adică dacă polițistul în funcție de funcția pe care se află la volan cu mașina de poliție și a săvârșit o contravenție, răspunde pentru ceea ce a săvârșit. Acel procuror de ce n-ar răspunde? În fond și la urma urmei este un conducător auto. Chiar aici doream să ajung pentru că dorim să spunem tuturor cetățenilor, telespectatorilor, că toate mașinile de poliție au ITP-ul valabil. Făcut, valabil. Cu siguranță, au asigurare obligatorie și mai nou putem să le spunem că aproape toate corespund. Pentru mai că... avem ceva mai vechi, dar știm că e foarte greu, dar nu avem mașini foarte puternice. Pentru că e de multe ori auzeam comentarii, dar ce, poliția are asigurare, are, ei are, trebuie să-și facă. Au asigurările de asta vrem să le spunem. Stă mai rău pe casco, dar asta e problema noastră. Le spunem dacă tuturor nu ai casco, pe telespectatorilor că toate mașinile de poliție sunt asigurate. În parametri și sunt asigurate, așa că nu îi da, folosim marca noastră. Problemă dacă, Doamne ferește, chiar se întâmplă un incident cu o mașină a poliției. Da, e normal să întâmple, pentru că și polițistul este tot om și el este tot conducător auto. De ce ne mirăm atât de mult și vedem pe toate știrile din România, orice canal de televiziune, un polițist a făcut o tamponare? Care e problema? E și el om. Păi dacă n-ar mai fi acele accidente ușoare, ce ar mai face mecanicii? Vedem acest lucru pentru că aceasta dă bine la un anumit segment de public. În momentul în care un polițist îi scos în față... Eu cred că și noi ne facem rău singuri. Noi între noi. Imediat scoatem în evidență, imediat dăm la presă. O mașină de poliție a făcut un cauciuc explozie. Și care e problema? E singura? Da, trebuie să știm că acolo unde se muncește sau a derapat și a intrat pot produce șansă. Și anumite evenimente neprevăzute e care om până lucruri la urmă. Normale. E om. Da. Și conducător auto. Cu aceasta am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mai așteptăm și altă dată mulțumim cu noi invitația. Vești. Doresc telespectatorilor să aibă o săptămână liniștită și lipsită de evenimente. La revedere! La revedere! We'll be right back.